Ministerul Finanțelor pregătește o amnistie fiscală pentru cei care au primit scrisori de la ANAF că au datorii. Ar putea scăpa cei care trebuie să plătească pentru contribuții la sănătate mai mari decât veniturile pe care le-au avut în perioada 2016-2018. Surse din Ministerul Finanțelor spun că guvernul va aproba în următoarea ședință de guvern o ordonanță de urgență. Se pregătește amnistia fiscală și pentru companii și instituții care au acumulat datorii la buget. Ar putea scăpa astfel de dobânzile penalizatoare, dar și de jumătate din datoria principală, însă cu anumite condiții. Proiectul va fi prezentat de ministrul de Finanțe cel mai probabil după Paști.